Statul nu renunță nici la inițiativele de atragere a tinerilor în afaceri. Ministerul Finanțelor a contribuit de anul trecut și până acum la deschiderea 180 de afaceri pentru antreprenorii care au până la 35 de ani în cadrul programului Facilitatea de creditare a tinerilor. Suma totală acordată de stat în cadrul programului lansat în 2019 este de peste 114 milioane de lei. Doar în perioada ianuarie-martie acestui an au fost creditate 33 de subproiecte în valoare de 19,4 milioane de lei. Programul deja s-a extins în toată țara prin filialele a 8 instituții financiare partenere. Beneficiari ai programului pot deveni persoanele care au între 18 și 35 de ani și care dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii. Suma maximă a unui împrumut este de 1,5 milioane de lei. Ratele de credit nu depășesc 6,5% anual pentru beneficiarii finali. Și Ministerul Economiei vine cu o ofertă pentru tinerii antreprenori. Aceștia pot beneficia de business vouchere în valoare de cel mult 10.000 de lei pentru dezvoltarea afacerii sau perfecționarea aptitudinilor tinerilor într-un domeniu ales. Oferta vine în cadrul unei noi etape a programului Start pentru tineri lansat de Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii. Tinerii antreprenori pot folosi sumele pentru realizarea activităților de testare a ideii de afaceri, mici studii de piață, cercetări ale comportamentului consumatorilor, instruiri în domenii specifice, dar și în alte servicii necesare pentru realizarea proiectului investițional.